De la 1 aprilie se deschide linia de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Este o oportunitate pentru cetățenii Câmpulungului de a folosi bani europeni pentru înveloparea blocurilor, sisteme de încălzire sau schimbarea instalațiilor din subsolurile acestora. Însă nici de această dată nu suntem pregătiți. Administrația locală vrea să ajute asociațiile de proprietari să facă expertizele tehnice în vederea depunerii cererilor de finanțare. Dar, din păcate, din 71 de asociații de proprietari, doar două sunt constituite legal. Zilele care urmează, puține, pentru că avem puțin timp la dispoziție, sunt foarte importante și nu ar trebui să pierdem trenul acesta. Și aș vrea să trecem direct în subiect. Știți că deja avem ghidul PNRR-ului, deja vor începe depunerile de proiecte începând cu data de 1 aprilie și feeling-ul meu și chiar credința mea e că toate fondurile pe anvelopare se vor epuiza chiar în prima zi. Așa că va trebui să ne mișcăm foarte repede și să avem toate documentațiile necesare pregătite. De ce ar trebui să se organizeze proprietarii în asociații de proprietari? Pentru că asta este legea, pentru că este ilegal să funcționezi altfel. Aici avem un citat, o bucată din legea 196/2018, care spune foarte clar: în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor ce le revin asupra proprietății comune, în cazul condominiilor, se constituie asociații de proprietari care se organizează și funcționează conform prevederilor prezentei legi. Încă o dată, știu că poate pare exagerat, pentru că e o obișnuință să se întâmple așa, dar atunci când vine un cetățean care stă, să zicem, în blocul 20 scara A, adică în scara aia care nu este constituită conform legii, și stă de vorbă, vine în audiență la primar pentru o chestiune legată de blocului sau de ceea ce este în imediat apropierea blocului, nu ar trebui să stau de vorbă cu el din punct de vedere legal. Pentru că toate aceste discuții se poartă cu reprezentanții asociațiilor de proprietari. Hai să dăm mai departe. Care sunt beneficiile? Odată, obținerea de finanțări chiar și nerambursabile pentru diferite proiecte în desfășurare, și din ce informații avem noi în momentul acesta, nu știu dacă se va schimba ceva, sper să nu, contribuția proprietarilor este zero. Nu e chiar super zero, pentru că ce vom face noi? Cum îi ajutăm noi în momentul de față pe cei care sunt funcționează legal? Le putem plăti auditul energetic și expertiza tehnică a clădirii. Pe de altă parte, administrația locală a municipiului Câmpulung a făcut proiectul de finanțare pe fonduri europene de reabilitare a 10 clădiri. Din acestea fac parte clădiri aflate într-un stadiu avansat de degradare, în special foste cămine culturale și clădiri ale unor școli desființate.